Salut, sunt Marius Achim și în acest material o să-ți arăt ceva care o să-ți placă foarte mult și anume cum să creezi oferte, care sunt tipurile de oferte pe care tu poți să le folosești. Și acest material o să te ajute foarte mult pentru că sunt sigur că vrei să lansezi o afacere sau poate ai deja o afacere și vrei să știi cum să creezi acele oferte care să-ți aducă ție cele mai multe vânzări. Și aici sunt cele 5 tipuri de oferte pe care eu le folosesc și în acest material o să-ți arăt cum le folosesc și de ce le folosesc. Bun, primul tip de ofertă este practic oferta limitată și ceea ce se întâmplă într-o ofertă limitată este că pur și simplu furnizezi tot ce ține de acel produs sau serviciu, spui că este special, că trebuie să acționezi acum și de ce? Pentru că este fie un termen limitat, peste 5 zile acel produs se expiră sau ceva din acesta, sau că doar se pot da doar 100 de produse, să spunem. Ok? Și de ce este important să faci acest lucru? Pentru că dacă nu ar exista un termen limitat sau un număr limitat de produse, atunci valoarea produselor a scădea, iar numărul vânzărilor de asemenea a scădea. Și acum când spun ofertă limitată, nu spun că este ceva de sine stătător. Practic, în oricare din aceste oferte pe care ți-l arăt aici, ar trebui să existe un termen limitat sau să existe ceva limitat la oferta ta. De ce? Pentru că dacă nu ar exista o limită, practic nu ar exista o afacere sănătoasă. Ar trebui ca tu să depinzi de client când va dori el să cumpere produsul respectiv. Asta nu te ajută nici pe tine, nici pe el. Dacă el are o problemă, trebuie să rezolve acea problemă imediat. În concluzie, el trebuie să cumpere acum, pentru că altfel dacă va aștepta încă o lună, produsul poate nu va mai exista, nu vei mai putea acorda acea atenție de care tu ești pregătit în acest moment. Ok? Bun, hai să vedem un exemplu de ofertă limită. Am găsit acum rapid această ofertă pe Facebook pe care am și vedem că am un cronometru și le spun că este o ofertă specială, a trebuit să beneficieze de ea imediat, după ce expiră acest cronometru îi poate direcționa către o altă pagină. Bun, hai să mergem la următoarea ofertă, tip de ofertă, prezentare. Și aici poate fi o prezentare pentru website. Și aici când spunem pe website, este practic un site unde tu, să spunem, vinzi o aplicație, vinzi un produs informațional sau vinzi un produs fizic. Dar în principiu, dacă este, să zicem, un site creat pentru acel produs, probabil că vei dori să inserezi în acea ofertă, în acea prezentare, să spui câteva beneficii despre produsul tău, da? Să spui care sunt caracteristicile, să oferi anumite garanții, să oferi anumite variante de preț, da? Poate vrea să plătească lunar sau anual sau poate vrea să ia pachetul mai ieftin și așa mai departe. Și este foarte important să ai un design foarte plăcut aici, da? Cu cât arată oferta ta, cât i-ai acordat o atenție foarte mare pe partea de design, cu atât rezultatele sunt mai bune. Apoi, de asemenea, acest tip de ofertă, gen prezentare, se folosește foarte mult atunci când oferi servicii. Și când oferi servicii, trebuie să faci, de regulă, o prezentare generală, poate să fie formă scrisă sau video, să oferi o listă de prețuri, să oferi anumite estimări, pentru că el spune, ok, vreau să apel la serviciile tale, ce pot să-mi estimez, ce anume voi obține de pe urma serviciilor tale, cu ce mă poate ajuta, da? Apoi trebuie să le oferi suport, să le spui că le oferi suport, sub ce formă, și apoi, bineînțeles, să existe și un îndemn la acțiune. Acum hai să vedem și o astfel de ofertă tip prezentare și eu cel mai des folosesc pentru servicii. Și o să vedem aici, de exemplu, pentru o firmă de care înființează, pentru servicii de înființare a firme. Vedem că am aici un videoclip în care le explic ce se potrivește cel mai bine pentru ei. A trebuit să înțeleg foarte bine business-ul lor și după ce am analizat, am creat această ofertă. Deci nu am creat o ofertă pur și simplu, este o ofertă personalizată, așa îmi place mie să fac, pentru că este important să ofer exact ceea ce el are nevoie. Și vedem aici lista produselor recomandate, vedem ce anume recomand eu și vedem că avem aici și estimări de proiect. Vedem că Pertual este un template foarte drăguț, vedem suport, un membru din echipa mea va fi disponibil în fiecare zi, chiar și în weekend, deci vede că suntem foarte dedicați, așteptăm să ne contactezi. Deci asta este unei oferte, să mai îți arăt încă una de la fel de prezentare servicii.
din nou, un videoclip, descarcă prezentarea, am dat și un e-book, unul din e-book-urile pe care l-am scris. Aici, iarăși, este o ofertă personalizată, aici recomandă doar două dintre servicii, acesta ocazional sau avansat pentru mai încolo, estimări, suport, îndemn la acțiune. Ok, să mergem mai departe. Al treilea tip de oferte, lansările. Și lansările sunt foarte bune pentru că îți aduc o explozie de vânzări. Și de ce acest lucru? Pentru că se creează anticipație și tot le place să participe la ceva ce va avea loc. De exemplu, am pe membership.ro în acest moment, în momentul în care crezi videoclipul, am un squeeze page în care spun că voi lansa în curând membership. Datorită acelui squeeze page, prind foarte multe abonări în fiecare zi și tocmai datorită acestui element, pentru că oamenii vor să facă parte din ceva ce va avea loc, dar din ceva nou. Și anticipația este elementul cheie aici. De asemenea, în lansări există foarte mult entuziasm pentru că se va lansa ceva nou și în acest motiv lansările sunt foarte plăcute. Și de asemenea, este important ca în lansări să te ajută dacă crezi o anumită poveste, să spui cum ai ajuns la această soluție, pentru că lansările practic implică un produs nou, implică rezolvarea unei probleme care te-ai confruntat până acum și dacă reușești să transferi nevoia lor într-o poveste și cum anume ai găsit soluția prin produsul tău, va fi o lansare foarte, foarte eficientă. Hai să vedem una acum la care sunt, tocmai acum lansez FB Smile și vedem titlu și vedem aici în curând, da? Și acum suntem la intro FB Smile, ei văd că urmează anumite videoclipuri. Un videoclip, bineînțeles, le spun că urmează un videoclip și, bineînțeles, comentarii, cei care participă la acest urmăresc acest videoclip sau urmăresc această lansare vor comenta și există foarte mult bază. Ok, al patrulea tip este prezentarea, oferta tip informală și ce presupune aceasta. Trebuie să fie o ofertă convingătoare sub ce formă? Nu sub forma cumpăr acum, ci mai degrabă sub forma informațiilor care oferă rezultate, sub forma să oferi studii de caz, să furnizezi informații utile, tactici, strategii, noutăți și toate acestea legate de produsul tău. Și hai să vedem iarăși exemplu, pentru că îmi place să ofer exemple. Și vedem aici pentru practică. Ceea ce am spus acolo este că ei vor primi acele informații, dar le vor primi cum? Sub forma unor e-mail-uri și în momentul în care cineva se abonează, de exemplu, suntem la FB Quiz, vor primi anumite informații, de exemplu, cum funcționează, da? Este o informație utilă. Rezultate obținute de clienții care folosesc FB Quiz, studiu de caz, nu? Iarăși, noutăți, da? Îți aduce 600 de potențiali sau clienți peste noapte sau 7 moduri prin care poți obține trafic cu FB Quiz, tactici, strategii, da? Deci, practic, trebuie să, în oferta informală este foarte eficientă, am o conversie la de aproximativ 5% din cei care se abonează la acest newsletter și de ce este foarte eficientă și îmi place chiar foarte mult? Pentru că funcționează pe pilot automat, cine se abonează primește acele informații, respectă ceea ce menționez aici, rezultate, studiu, caz, informații utile, tactici, strategii, noutăți, furnizând aceste informații, ele de sine stătătoare sunt convingătoare și determină pe cei care primesc aceste mesaje treptat, îi determină să achiziționeze aplicația FB Quiz. Și asta este, cum spuneam, oferta pe care mie îmi place cel mai mult pentru că este ceva ce tu setezi și o las să funcționeze, deci e pe pilot automat. Pe când în cazul lansărilor, de exemplu, trebuie să te implici direct sau în cazul unei creare unei oferte personalizate, trebuie să te implici direct, da? În schimb, asta pur și simplu funcționează pe pilot automat. Bun, și ultimul tip de ofertă este cel de tip încercare și acea încercare poate să fie gratuit sau poate să fie sub forma unei reduceri. Încearcă acum la jumătate de preț și spunem dacă ești mulțumit sau încearcă gratuit pentru 7 zile, să spunem, și continui dacă ești mulțumit, ceva de genul ăsta, da? Și de asemenea,
funcționează foarte bine, mai ales în social media, și de aceea lansăm aplicația FBSmile, care merge pe acest tip de ofertă, de încercare. Practic, ei vor trece prin alte etape și vor ajunge să încerce produsul tău, gratuit sau cu reducere. Și hai să vedem cum am folosit acest tip de ofertă de încercare. Practic, vedem că toate acele mail-uri care sunt trimise treptat prin autoresponder sunt trimise către o anumită informație. De exemplu, aici vedem 3000 de like-uri la o pagină nouă de Facebook în doar 6 ore. Și vedem, practic, se uită la acel videoclip și apoi vedem aici titlul. Încearcă FB Quiz gratuit timp de 7 zile. Și această frază mi-a dus foarte multe vânzări, pentru că ei vor să vadă, sunt uimiți de rezultate din mail-urile pe care le primesc și vor să încerce să vadă ce se întâmplă, chiar obțin rezultate. Și atunci ei încearcă gratuit timp de 7 zile și o parte din ei rămân cu aplicația FB Quiz mai departe. Bun. Acestea sunt informațiile pe care am vrut să le recomand, să ți le prezint. Ai un produs sau încerci să lansezi un produs, gândește care din aceste tipuri de oferte sunt cele mai potrivite pentru tine. Poate ai vrea să faci o ofertă limitată, poate vrei să faci o prezentare, poate vrei să faci o lansare sau poate vrei să setezi în autoresponder anumite e-mail-uri sau poate vrei pur și simplu să îi determini pe cei pe care ai să încerce produsul tău gratuit sau oferindu-le un cupon de reducere. Îți recomand oricare dintre aceste 5 funcționează. Important este ca tu să pui în practică acum și să începi să faci mai multe vânzări începând de azi. Mult succes!